Cătălina Porumbel, 730.000 de români s-au trezit cu facturi duble la energie electrică în lunile de vară. Sumele sunt aberante și ajung chiar și la 8.500 de lei pentru iulie și august. Și asta pentru că facturile sunt calculate, atenție, la consumul mediu de anul trecut, iar furnizorii acuză autoritățile că au schimbat formula de calcul chiar la mijlocul lunii iulie. Cu alte cuvinte, cine a consumat în 2021 peste 300 de kWh plătește la prețurile uriașe de pe piață. Mergem la corespondentul Antena 3, Alex Lădescu, cel care vine cu date concrete. Alex, te ascultăm! Bună ziua, Cătălina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din datele Federației Furnizorilor de Utilități din Energie, sunt peste 730.000 de români care au primit facturi duble la energie în lunile de vară din țara noastră. Motivul este foarte simplu. Furnizorii acuză autoritățile aici că au modificat pe ultima sută de metri legislația și astfel au fost calculate pragurile pentru peste 300 de kWh. I-au pus pe români să achite prețul de pe piață, astfel că au apărut facturi și de 1600 de lei pentru două luni, în contextul în care, așa cum ar trebui să vedeți acum afișată pe ecran această factură, în contextul în care pentru acel apartament factura ar fi trebuit să fie de doar 800 de lei pentru ambele luni de vară. Așadar, sunt deocamdată foarte multe neclarități, ar trebui ca guvernul să ne lămurească în această perioadă. Știm însă că a mai fost schimbată odată această ordonanță pe energie, chiar acum, recent, în urmă cu două săptămâni, când din nou s-a trecut la un nou tip de taxare, în sensul în care există o compensare a prețului pe a prețului la energie electrică pentru români, dar doar până în 255 de kWh, nu pentru până în 300, așa cum se întâmpla, de exemplu, până la data de 1 septembrie. Și aici furnizorii spun că e posibil să ne trezim cu două facturi, de exemplu, pentru o lună sau chiar cu facturi greșite, pentru că nu vor reuși ca până la data de 1 octombrie să schimbe formulele de calcul și să schimbe sistemele informatice, astfel încât facturile care ajung acasă la români să fie corecte. Alex Lădescu, mulțumesc! Compania Enel a transmis o reacție în urma plângerilor despre facturile duble primite de români. Citez, clienții cu un consum mediu de energie de peste 300 de kWh lunar în 2021 sunt facturați conform prevederilor articolului 5 din ordonanța 27 din 2022. Mai exact, furnizorii aplică lunar o formulă de calcul a costurilor prevăzute în legislație, întrucât formula de calcul a prețului a fost modificată de către autorități în cursul lunii iulie. A fost necesară o nouă modificare a sistemului de facturare al furnizorilor pentru implementarea celor mai recente prevederi. În consecință, clienților în cauză le-au fost emise facturi cumulate după adaptarea sistemelor de facturare. Facturile au fost emise la valoarea corectă, iar pentru consumul lunii august a fost aplicat, conform legislației în vigoare, prețul mai mic, respectiv cel din ofertele contractuale, a transmis compania.